Cu toții îndrăgim poveștile, mai ales când sunt bine spuse și mai ales dacă ai parte cu adevărat de o poveste care se termină cu final fericit. În următorul podcast, dacă o să-l urmărești până la final, am lângă mine o doamnă de poveste. Este vorba de Mihaela Tatu, care rând pe rând, în peste o oră, am vrut să aflăm de fapt care este povestea ei de viață. Te invit să urmărești acest material până la final. Flexibilitate, direcție, iubire, înțelepciune, rațiune, liniște sufletească, Restartix, podcast cu Alexandru Ilie. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast Marcare Startix. Astăzi vreau să vă invit la o poveste. Vreau să aflați o poveste din partea unei doamne de poveste. Pentru că alături de mine este, bineînțeles, ambasadoarea programului Restartix Senior și îndrăgita, iubita prezentatoare a unei emisiuni care a făcut glorie în România, încă de pe vremea când poate nimeni nu vrea să vorbească despre, de exemplu, sex la televizor. Ea o făcea și o făcea așa cum era corect să fie. Nu întâmplător, la aproape 20 de ani distanță. În continuare, oamenii o îndrăgesc și o adoră și de fiecare dată se regăsesc încă de pe atunci, de pe acea emisiune celebră de 3 ori femeie. Bine ai revenit, Mihaela! Știi că sunt, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, eu mă simt puțin neobișnuit pentru că eu sunt obișnuită. Sau mai bine zis, tu m-ai obișnuit, iată de câte ori folosesc verbul a obișnui, să mă chemi în spații mari, în sală de sport, cu capră, cu scaun, cu tot felul de elastice să trag, să mă îndrept de spate și așa să mai departe. Și cuvinte. Să facem, bineînțeles, mișcare. Și iată că m-ai invitat într-un spațiu atât de intim. Apreciez faptul că ai o floare vie, verde, adevărată și naturală lângă mine. Deci respect pentru asta foarte decor. Mult. Și de data aceasta cred că gimnastica o fac eu, vorbind. Pentru că și aparatul de vorbire trebuie încălzit și întreținut. Am povestit noi și la un moment dat despre comunicare. Exact. Te-am invitat pentru că știu că vii rar în București și atunci când vii trebuie tot timpul să profităm de timpul tău și tu ai fost caldă și drăguță și de ficată, ne l-ai acordat. Aș vrea să ne dai voie să te cunoaștem astăzi. Aș vrea să aflăm lucruri despre povestea Mihaelei Tatu. Aș vrea să știm lucruri care poate le-ai mai spus mai de mult sau poate chiar niciodată. Și să începem încă din copilărie. Cum arăta copilăria ta? Momentul în care stau și mă gândesc la întrebarea ta, zic, da, vi le-am mai spus, după care stau și intru și îmi dau seama că, de fapt, de ceva vreme nu mi le-am mai amintit. Copilăria mea. Cred că sunt unul dintre copiii norocoși sau dintre adulții norocoși care pot să spună despre ei că au avut o copilărie fericită. Am fost cel de-al treilea copil la mama și primul copil la tata. Mama, căsătorindu-se cu tata pe la vârsta de 36 de ani, mama avea 43 de ani când m-a adus pe lume. Tata a fost exact pentru vremurile acelea. Da, pentru vremurile acelea era ceva neobișnuit. Însă am fost un copil dorit și făcut din foarte, foarte multă iubire. E drept că mai târziu mama, cine m-o fi pus să te aduc pe lume? Și atunci îi spuneam, știi ceva? Te-ai jucat cu focul, acum te arde. Pentru că cred că am făcut adunarea dintre energia tatălui meu și energia mamei și am ieșit dinamită. Și pentru niște părinți, sau mai bine zis pentru mama, a fost casnică și foarte grijulie cu familia și cu confortul familiei, masă, curățenie. Să ai o nebunie de copil. Apropo și de, fată. De dinamită, ce zodie ești tu? Berbec. Așa, spune-le. Și cu ascendent în leu. Excelent. Deci cât foc să fie acolo, exact. Nu i-a fost ușor. Mi-aduc aminte, mă pedepsea când făceam câte o gafă și gafele erau legate de, luam mâncare din frigider și duceam afară în corturi, că eram unde erau 10 băieți, eu eram 11-a, sau ce știu eu, mă chema acasă și eu nu veneam, treci în casă, Mili, numele meu este Mihaela Emilia Tatu, respectiv Mateiaș, și în copilărie, până când m-am angajat, toți îmi spuneau Mili, de la okay. Emilia.
Iată, un lucru pe care nu l-am mai spus, îl știu doar prietenii mei și colegii mei. Mili trece în casă. Când auzeam Mihaela... Era groasă treaba. Era groasă și atunci venea. E, și mă mai pedepsea când mai făceam gafe de felul acesta. Nu te uiți la desene. Așa și... Nu, mă, prăjitură. Și unde te durea cea? Nu ieși afară. Acolo. Poftim! Și alergam apartament stil vagon și alergam dintr-un capăt în celălalt al apartamentului până când se ridica praful în casă, așa, din mochetă. Așa te răzbunai tu? Trebuia să consum energie. Da, dinamită. Dinamită. Și îmi spunea mama, du-te afară, alergă-ți caii! Și tata mă scotea. Sunt brașoveancă, după cum bine știi, și am locuit destul de aproape de o cale ferată. Pe vremuri era un canton, treceam calea ferată pe la canton și se întindea în fața noastră un câmp uriaș. Ulterior a fost semănat pe o parte cu grâu, pe o parte cu floarea soarelui, dar era un câmp uriaș unde puteam să, cu arbuști, aluni, așa? Și mai încolo trecea Timișul și noi mergeam în fiecare duminică la iarbă verde la Timiș. Însă tata mă scotea în fiecare seară la alergat ca să pot să dorm noaptea. Atâta energie am avut încă de mică. Mulți mă întreabă că ce vibe, că ce energie. E adevărat că asta se menține, dar vine undeva și dintr-o... Și pe un anumit gene. Fundal, exact, da. Și pe de altă parte ea se transformă, pentru că eu sunt sigur că abia aștept să ne povestești. Energia asta a ta s-a cristalizat, s-a cizelat odată cu anii trecuți. Să știi că, uite, ne întoarcem la copilărie. Mama a fost un pic speriată de tot ce s-a întâmplat în vremea respectivă și crescută în niște rigori ale unei educații aristocrate acolo cu reguli că femeia trebuie să știe să facă de mâncare, să știe să coasă și așa mai departe. Când mă vedea că n-are cu cine să facă treabă, m-a dat la sporturi, m-a retras. Fondul meu este să nu termin lucrurile. Mama, din această spaimă de a merge mai departe la un sport sau de a performa, în toate am performat, și de a merge mai departe și a neglija menirea mea de femeie, mă scotea de acolo și mi-a favorizat și mi-a alimentat această, cum să zic eu, tară de-a mea de a nu termina lucrurile. Și mi-am dat seama de asta foarte târziu, când, într-adevăr, mi-am dat seama că eu nu duc lucrurile la bun sfârșit. Și am muncit mult mai mult decât dacă mama și-ar fi dat seama atunci. Însă nu există școală de părinți și pe vremea aceea nu existau cursul de parenting și nici cărți de parenting. Și dar uite, care vezi, mă gândesc că copiii, într-o manieră așa a culturii românești, mama voia să-ți însufle acele caracteristici feminine, din ce înțeleg. Nu fi vârf, dragă de ea. S-a străduit. Și am și luat, pentru că m-am căsătorit la 21 de ani, la 22 am avut-o pe Ioana și m-am căsătorit cu un bărbat tradiționalist, căruia îi plăcea masa-masă, casa-casă, felul 1, felul 2, desert la fiecare sfârșit de săptămână și nu aveam masa, adică nu aveam și sâmbăta și duminica liberă, de multe ori lucram și duminica și totuși aveam timp și energie și disponibilitate. De multe ori fiica mea îmi reproșează acum, mama, ți-aduce aminte, acum nu mai faci nimic. Bine, acum e plecată de 8 ani de zile din țară, însă când era, nu mai faci și pe vremuri, uite cum făceai în fiecare sfârșit de săptămână câte ceva bun, dragă, câte ceva dulce, da. Am crescut într-o familie care m-a iubit, m-a educat atât cât s-au priceput ei, dorită și cu o copilărie, din nou vin și spun fericită, pentru că acel timp petrecut în natură, de acel timp petrecut în natură aveam eu nevoie. De acele apusuri de soare, uite, acum îmi vin în minte apusurile de soare și felul în care alergam ca un cățel înainte a lui tata și înapoi, înainte, înapoi, înainte, înapoi, în continuu alergam. Duminicile pe care ni le petreceam pe munte, dormind sub cerul liber, faptul că întotdeauna tata ducea cu el mâncare mai puțină pentru că pădurea ne dădea, însă aveam un rucsac cu haine dacă ne prinde ploaia să mă pot schimba, să nu-i răcească odrasla, și ducea cu el un rucsac
în care punea, pe vremea aceea nu existau plasticuri, însă ducea sticlele de bere pe care le găsea prin pădure sau cutiile de conserve sau toate hârtiile, strângea gunoaiele din pădure, mergeam spre Șapte Scări, spre Postăvaru, spre Piatra Craiului, Făgăraș, și Ciucaș pe partea cealaltă. Da, da, se găseau, dar de altă natură. Dar gunoaie au fost, pentru că e vorba despre structura, despre natura omului. Și când omului nu-i pasă de ceea ce lasă în urmă, cam așa stau lucrurile. Aș vrea să trecem mai departe la 20 și ceva de ani. Nu, acolo rămân. Îmi doresc mult de tot să, dacă i-ar fi să, nu am pregătit nimic această discuție, ți-am spus că îmi doresc doar să ne vedem. Să știți că eu am venit acum 20 de minute. Exact. Și azi dimineața am venit în București, da. Dacă ar fi să te uiți așa în această cutie, în acest cufăr al copilăriei, care e cel mai mare cadou pe care l-ai primit de acolo? Bucuria copilăriei, Alex. Să poți să simți copilăria în natură, nu în fața unor ecrane. Să simți bucuria în timpul pe care îl petreci cu părinții tăi. Și nu zic părinții, în mod deosebit cu tata, pentru că el era mai disponibil și mai dornic de mișcare. Și el este cel care poate m-a învățat iubirea față de natură și față de animale. Plecam de sâmbătă seara sau duminică dimineața și ne întorceam seara și îi puneam toate întrebările de pe fața pământului și a fost un intelectual prin aspirații, un mare iubitor de natură, pentru că aminte că avem așa o carte groasă cu animale, care ulterior a ajuns în jucăria fiicei mele și a făcut-o bucățele. N-a fost vina ei, a fost vina noastră că am lăsat-o la îndemână, dar a știat de multe lucruri și pentru mine și avea răbdare să povestească. A fost un mare povestitor. Veneau colegii mei la mine și îi puneau întrebări doar ca să-l asculte pe tata cum vorbea, pentru că avea miere pe vârful limbii. Era o poveste de om și îi plăcea. Îi plăcea când veneau copiii și tinerii și îi pun întrebări. Îi plăcea. Da. Ce facultate ai urmat? Eu n-am urmat psihologia între 42 și 45, dar n-am urmat facultatea. Cum a fost drumul tău de ajuns în final în această lume a televiziunii în care te-a făcut consacrată? Eu am vrut să fac cunoscut teatru și mama a fost foarte speriată de toate poveștile care se vehiculau în jurul actrițelor pe vremea lui Ceaușescu. Cum că n-ar fi ușă de biserică? Cum că trebuiau să renunțe la moralitate ca să obțină roluri? Să știi că folosesc niște cuvinte frumoase, nu pot să reproduc cum a spus mama. Nu pot să reproduc asta, da. Așa? Și m-am pregătit și tata m-a sprijinit și mama la finalul clasei a 12-a, eu am făcut prima parte liceul economic și de drept administrativ și a doua parte am făcut liceul hidromecanica. A fost cu sus și jos. În clasa 9 am fost foarte bună, în clasa 10-a, cât pe ce să rămân corijentă la matematică și să nu intru în treaptă. În clasa 11 am luat bursă de merit, în clasa 12-a nu m-a mai interesat, voiam teatru și cu teatru și mama nu și nu. Și atunci mi-am spus că o pedepsesc cumva pe mama pentru faptul că nu m-a lăsat să dau la teatru și n-am dat nicăieri. Și într-adevăr am pedepsit-o din iunie până în octombrie, când colegii mei s-au dus la facultate și eu a trebuit să mă angajez cu pile la întreprinderea hidromecanica. Cu pile. 3 luni de zile am fost muncitor necalificat, după care în 3 luni de zile am ajuns la categoria 3. Am învățat, am făcut curs de desenator tehnic. Deci am învățat meserie. Aș fi putut foarte bine să învăț în liceu, dar nu, eu mă duc la teatru. Așa? Ai început să înveți meserie. Da, am început să învăț meserie și am început nu numai meserie, să citesc meseria. Că una este să știi să lucrezi la o mașină de rectificat la care am și lucrat și alta este să ai desenul tehnic în față și să știi care sunt cotele, să măsori cu șublerul, să măsori cu micrometrul, pentru că cu șublerul măsurai la strung, dar mașina de rectificat era de finețe și atunci trebuia să măsori cu micrometrul. Să vii să te învăți rugozitatea, bineînțeles, lichidul de răcire. Știi ce m-a determinat să mă apuc de învățat? Pentru că atunci am făcut colegii de contabilitate, pentru că de acolo am ajuns dispecer, am lucrat la o magazie puțin și după aceea s-a evit un post de funcționar economic și am dat probă. Și am învățat contabilitate ca să pot să ajung funcționar economic. Și după funcționar economic am învățat și am ajuns contabil șef de atelier, da? Niște meserii
profesii în care n-aveam ce să caut. Acolo trebuie, un om cu răbdare, cu așezare interioară, curios să găsească ceva în neregulă și soluții pe hârtie. Nu, eu sunt om de acțiune, trimite-mă. Mi-aduc aminte, colegii îmi spuneau, dacă o trimis pe Miha să îți aducă apă vie, ea vine și cu salată din grădina ursului, da? Deci îți aduce tot pentru că e descurcăreață și pentru că, da, asta este. Ei, și ce m-a determinat să mă apuc de învățat a fost mirosul lichidului de răcire de la mașina de rectificat. Aveam senzația că mă urmărește și atunci când ajungeam acasă și mă spălam și simțeam, mai ales dacă era mai vechi, nu era un miros, îmi cer iertare, era împuțit, era cumplit, da? Da. Și de acolo puțin câte puțin, așa am tot evoluat. Mi-am dorit, au fost oportunități, cred că așa trebuia să fie. Da, pentru că ani de zile nu s-au scos posturi de funcționare. Atunci s-a scos, l-am luat. Ani de zile n-a fost nevoie de contabil șef de atelier la modelărie, matrițerie. Atunci a fost nevoie, l-am luat. Da? Deci așa trebuia să fie. Și a venit și revoluția când aveam 26 de ani și am mai stat 3 ani acolo în contabilitate, după care am zis gata, frână, nu mai pot. Se deschisese primul post de radio particular din Brașov. Una dintre colegele mele și prietena mea din copilărie era agent comercial, încheia contracte de publicitate. Iar eu toată viața mi-am dorit să spun povești copiilor. Gândește-te că aveam 23 de ani. La 26 am plecat din contabilitate spre disperarea întregii familii. N-au vorbit cu mine. Mama, că întotdeauna am făcut ce am vrut. Singurul care mi-a acordat gira a fost tata. Tatăl Ioanei, ce-ți trebuie, mă, dar ce-ți trebuie ție? Nu ți-e bine și călduț unde stai? Da, e neliniște, nu mi-a plăcut niciodată ce am făcut. M-am îmbolnăvit, am somatizat pe câmpul fizic toată nemulțumirea din mine și frustrarea pentru că fac exact. Și am fost și am dat probă și am luat la Radio 1. Și nu am făcut, n-am spus povești copiilor și nici n-am încheiat contracte de publicitate, cu toate că am încheiat unul singur cu întreprinderea Hidromecanica și am făcut o singură știre, prima știre cu câinii vagabonzi din Brașov, am făcut-o eu la Radio 1 Brașov, prima știre despre urși gunoieri din Brașov am făcut-o eu la TVS Holding. Erau atât de normali încât zic, hai măi să facem o știre că ăștia sunt locul șobolanilor. Așa. Și am făcut programul de dimineață timp de 4 ani de zile la radio. Atunci am învățat dicție, atunci am știut ce înseamnă să dormi la serviciu ca să poți să înveți muzică, tehnic, albume, genuri muzicale. Eu veneam cu muzică populară, nu cu rock și cu albume și cu LP-uri și cu tot felul. Erau colegii mei tineri de la 17 ani în sus. Eu ajungeam acolo la 30 de ani. O mare diferență de vârstă. Adică ei aveau 17, 18, 20, 22 și eu veneam cu 30. Însă veneam cu autoritatea vârstei și cu nebunia temperamentului. Și atunci m-am mulat, cum să zic eu, ca o mănușă pe toată povestea. Ce spune familia când ai intrat în radio? Apropo ce de asta? Ce e aia post de radio partic? Unde-i continuitatea ta în cartea de muncă, Mili? Unde e? Tu trebuie să ai acolo. Ce înseamnă aia să întrerup tu cartea de muncă? La vechime? Ce o să zică ăștia că schimb de colo-colo? Cine a mai pomenit de post? Radio este la București. Te-ați trezit voi acolo să faceți post de radio. Și am venit cu primul fluturaș. Și l-am arătat tuturor, uite așa. Era probabil mai mare. Probabil mai mare era triplu. Și s-a dus tatul cu fluturașul pentru că toți colegii, că uite că nu e în stare, nu ești în stare să o ții în frâu, că face ce vrea, că te ține sub papuc, chestii din aia porcării. Și s-a dus omul meu cu fluturașul. Da. Uite pentru asta. Satisfacție. Da, eu am avut satisfacție foarte mare, dar și el, pentru că foarte mândru era așa. Cam așa s-au desfășurat lucrurile. Intrat și în mi-aduc lumea aminte. Jurnalismului, oarecum. Da, însă mai mult moderator.
moderator și de asta spun că acei 4 ani m-au format extraordinar. M-au format atât din punct de vedere al vocii, dicției, informațiilor, din punct de vedere tehnic, să-mi sincronizez mintea cu mâinile, cu tot de... și învățam de la mai tinerii mei colegi cu voluptate. Începuseră totuși să apară posturile de televiziune. Era ceva din nou care... Normal. Începuse acolo să încolțească. Da. Eu, dacă îmi place ceva, eu vreau. Deci, eu vreau. Înțelegi cum zic? E așa, cu vreau, cu bat cu pumnul. Și am lucrat la un post de televiziune la TVS Holding, cel care e fostul Digi, da? S-a numit TVS Holding. Patronul fiind în Oradea, iată, cine s-ar fi gândit că... Peste ani și ani. Da, exact, mă duc în Oradea, unde e Tesari, nici m-am gândit. Am lucrat vreo câteva luni de zile și mi-a fost foarte greu, foarte, foarte greu. Era la început, în radio am început, în TVS Holding am început, în postul Pro TV Brașov am fost la început. Și de acolo m-am întors în radio... După ce am lucrat un timp în TV Holding, m-am întors în radio. Și atunci n-am rezistat. Când ai familie și ai copil care e și în clasa întâi, nu-ți mai dă mâna să mai stai mult la serviciu. Și mi s-a întâmplat odată să stau 36 de ore. Lipsea colegul meu și aveam de făcut niște emisiuni stil album duminical. Sâmbăta și duminica. Sâmbăta era a lui Dani, duminica era a mea. Îl prezentam împreună, dar fiecare realizam materialele pentru una dintre zile. Atunci a trebuit să realizez materialele pentru cele 2 zile, a fost crunt. Atunci am hotărât deci eu să ies. Practic, ai avut de făcut o alegere. Am avut de făcut o alegere, dar alegerea am făcut tot timpul, să știi. În momentul în care... Între lucruri extrem de intime, inimii tale, profesia aceasta... M-am întors cu bucurie radio. Da? Da, radio va rămâne. Nu. Că m-am retrogradat, deci, cum ar fi, față de ce mi-a dacă dor. Acum ar trebui să mă duc în radio, las mai multe chestii și mă duc în radio. Atât de mult îmi place radioul. Pentru că ai posibilitatea să schimbi starea de spirit a unui spațiu, a unui oraș, a unei zone, doar prin intermediul vocii. Și asta ține de tine, de starea ta de spirit, de cuvintele pe care le folosești, de felul în care îți modulezi vocea, de ceea ce, tot ceea ce ești tu și simți tu, tu trebuie să transmiți prin intermediul microfonului. Și dacă ți iese și reușești, înseamnă că acel oraș e fericit și tu ești satisfăcută. Bucurie și satisfacție mai mare nu cred că poți să ai. Și să ți se recunoască vocea mergând pe stradă și să zic: nu știu, tipa de la radio. Nu sunteți cumva? Da, da. Și ți-am spus, atunci am participat la concursul în cadrul Zilelor Marconi în București. Am participat la un concurs de voci feminine, citit știri și așa mai departe. Era doamna Jana Gheorghiu în juriu, n-am să uit că trăiesc. Am luat locul întâi la publicitate împreună cu colegul meu Nicu Boitan și la voci feminine am luat locul 2. Era mult să fi fost și... Veneam totuși de la Brașov, da? Atâta provincie, da, să ia. Și am fost mândră, uite, îmi pare rău, chiar vorbeam cu fostul meu patron de la Radio 1, că n-am păstrat premiul. Eu l-am lăsat în radio, că mi se părea că este meritul radioului, nu l-am dus acasă și când s-a desfințat postul de radio, nu știu unde a dispărut premiul. Mi-ar fi plăcut să-l am. Acolo cam un spațiu cu multe, multe, multe premii, da, 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 și diplome și premii deosebite. După aceea m-au luat cei de la Pro TV Brașov și am făcut o emisiune pentru copii. Și am fost producătorul o emisiune de sport extrem, de fapt șef de producție. Și am mai fost la o emisiune concurs de cultură generală, după care a venit un an 99. În 1 decembrie noi sărbătoream ziua proului. În acel 1 decembrie, nu știu ce s-a întâmplat, cert este că am sărbătorit prin 20 și ceva, adică mult mai, pe 17, dacă nu mă înșel, mult mai târziu. Așa au fost așa a fost situația, da. Și șefa de la Pro, Gabi Nema Borcea, mi-a zis: Mihaela, ocupă-te de... Eu eram team builder. Construiam, fiind mai tomnate, că așa toți veneau la mine cu tot felul de probleme pe care le aveau de rezolvat. Și mi-aduc aminte că mi-a trecut prin cap
Vai, n-am sot cât trăiesc. Să ne păcălim, să le facem petrecere surpriză colegilor. Să le spunem că sârbu vrea ședință, da, sârbu, șogunul, demiurgul, da, vrea ședință cu noi în duminica respectivă. Și să fie pe nepusă masă, doar așa, telefon tuturor. Fie că am fost 4 colegi, 3 băieți și eu. Unul dintre băieți m-a ajutat la muzică, să punem muzica, băiatul de la calculator, pe fiecare persoană, și unul dintre băieți m-a ajutat la făcut designul și Horia Țigănuș, Doamne, îl iubesc, și textele cât de cât. Fiecare coleg a avut câte un text, eu știam foarte multe lucruri despre ei, a avut câte un text cu o bucățică de melodie și cu un obiect caracteristic lui. De exemplu, aveam un băiat care era foarte pedant și i-am pus melodia I'm too sexy for my man, ta-na, așa, și cu un piapten cu o glinjoară, și așa intra. Ei, toți erau împrăștiați, pe unii la nuntă, alții la schi, unii au venit cu clăpari, alții au venit de la nuntă, nu s-au mai dus la nu știu ce eveniment, pentru că ne-a chemat the one, that man, la ședință. Am complotat cu directoarea și cu tata lui Sârbu, domnul Sârbu cel Mare, se ocupa de postul de la Brașov. E, culmea este alta, că noi am vrut să-i luăm interviu și să-l punem pe toate televizoarele care era în Club Pro, la subsolul clădirii Modarom pe vremea aia. Numai că el chiar a venit. Dar noi n-am știut decât în timpul petrecerii. Cei care am știut, i-am așteptat pe colegi cu, cum să zic eu, cu flori așa pe un din ăsta, muzica era pregătită, deci erau dragi de ei năuci, dar unde venim, dar ce facem? Ce facem, ce se întâmplă? Exact, am început să dăm premii la fiecare, mi-aduc aminte, era o fată care voia să plece, Paula, chiar a plecat după aceea, lucrează la ProTV în București. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dar numai noi știam, alta trebuia să plece pe vas și am dat un vas cu salată și nu știu ce. Exact, o altă fată avea o frustrare pentru faptul că ea a venit să se angajeze ca prezentator și nimeni n-o voia și am făcut rost de o carcasă de televizor ținută de un coleg și de celălalt coleg. Deci sunt nebună. Și un cui cu o hârtie care apăsa și era ProTV, nouă ne pasă, ProTV e al tău, și cu textul. Deci fiecare a avut câte ceva, șoferii au avut un din ăsta cu covrig, știi că șoferul e cu covrig în mână, a avut o legătură de covrig și fiecare a venit și a avut câte un covrig. Deci a fost belea, a fost cheful chefurilor. L-am filmat, mi-ar plăcea să-l pun pe un CD, pe un DVD. Aproape de fin, eram de 2 săptămâni, nu dormisem, eram nemâncați, nedormiți, eu făceam noaptea cadourile alea, colegii mei mergeau pe acasă pentru că aveau familii, nu știu ce, eu rămâneam și lipeam și făceam fiecare, du-te, fă rost de covrig, de da, fiecare carcasă, de cert este că aproape de sfârșit, lui șeful, domnul Sârbu cel în vârstă, un baston, o sticlă cu vin roșu, că nu umblăm cu Viagra și cu alte chestii, deci ne-am dus acolo la, așa, șefa cea mare, lui Gabi, i-am dat o din ăsta de calmant, că era foarte iute, foarte... Așa fost... se spune mai nou, iute? Da, așa, a fost foarte fain. Ei, și la un moment dat, din gură în gură, bă, Sârbu chiar e aici. Aha, e aici, adică mă fac ăștia pe mine, da? Vor să-mi tragă în țeapă că eu... Nu credeai. Bineînțeles că nu. Și la un moment dat, prin spatele meu, în timp ce eu mă dădeam în stambă, trece o umbră și mă întorc și mi-a căzut fața. Chiar a venit Adrian Sârbu și a venit, dacă nu mă înșel, cu Andrei Gheorghe și cu Florin Călinescu, parcă așa mi-aduc aminte. A stat până la final, m-a chemat, m-a întrebat cu ce mă ocup, mi-a spus că eu sunt femeia cu... Nu, mi-a zis că sunt șef de producție și secretar general de redacție. Și mi-a zis, ești femeia cu banii? Zic, nu, sunt femeia cu stația și cu șoferii, pentru că în stațiile locale asta fac, secretar general de producție, șefii de producție, asta fac, se ocupă de cum trimis șoferii pe teren la știri. Da, adică femeia cu banii, zic, nu...
Și între 27 decembrie am fost și am dat probă la București. Am dat probă la București, aveam ochelarii sparți, erau lipiți cu scotch acasă, că nu puteam să văd la distanță. Deci m-am dus acolo ca o floare, nu înțelegeam ce vor de la mine, am și acum pozele. Mi-au tras o coafură din aia cu breton pe frunte. Era diferența și cu mare make-up. Între ce se întâmpla la Brașov și ce se întâmpla în București. Când am ajuns acolo, până și doamna de la make-up avea un cuvânt de spus, eu dacă deschideam gura nu puteam să zic nimic. Le-am luat pe amândouă. Am fost la Sârbu, mi-a pus două întrebări delicate și am ales talk show. El a ales talk show, nu la știri nu mergea. Ce întrebări ți-a pus? Una, de exemplu, ce zodie sunt și alta, dacă mă doare burta când sunt pe stop. Da? Pentru că este foarte important. Deci legătura dintre sistemul hormonal și corzile vocale e uriașă. Pe lângă faptul că noi suntem emoție și că ne bâlbâim mai mult decât băieții, în acea perioadă a lunii, dacă avem probleme, e și mai dramatică și eu făceam parte din acea categorie. Sunt fete care nu, însă eu eram în acea categorie. În schimb, a fost foarte bună pentru talk show. Și mi-aduc aminte că spunea că e un fel de Ala Pugaciova a României. Doar că pe parcurs s-a întâmplat ceva. Acum aș putea să fiu Ala Pugaciova a României. Atunci eram atât de speriată, pentru că mama mi-a zis un lucru. Nu răspunzi șefilor și oamenilor mai în vârstă. Ai grijă, nu răspunde autorităților. Am venit cu această poveste din... Acest program? Era un program cât se poate de bine spus. Și de asta eu nici n-am știut să mă comport cu șefele femei, de exemplu. N-am știut. Pentru mine nu am putut comunica, în schimb, loialitatea mea a fost... dusă la extrem, loialitate. Însă nu fără a comunica. Mie spunem ce am de făcut, dăm direcția și lasă-mă. Da? Uite așa am ajuns în ProTV București, când viața bate filmul, suferind cumplit la primele, mi-aduc aminte că scriau, eu venisem așa, cum să zic, ca o coală albă de hârtie, dornică să învăț, dornică să aduc... Presa de scandal a început să... Eu n-am știut, n-am luat în calcul sub nicio formă. Ce presă de scandal? Eu am venit acolo să le aduc celor de acasă poveștile oamenilor oamenilor obișnuiți, a idomalor, care au reușit în viață. Ăsta a fost conceptul, da? Poveștile celor care au făcut ceva cu viețile lor. Exemple de așa da și exemple de așa nu. Și când am ajuns în București au început ziarele de scandal. Cine mai e și asta? Da, pe unde a scos-o? O proastă că a luat-o din uzină, pentru că așa mi se construise imaginea, că iată, poți să-ți îndeplinești visul. Din uzină poți să ajungi prezentator la televizor. Da, asta a fost ideea lui Andrei. Ce chestie, astăzi am mai vorbit odată despre asta. Foarte interesant. S-a marcat, înseamnă. Da, dar astăzi exact acest dar am fost între discuția a ajuns acolo. Am un deja vu. Așa și s-a sărit peste bucata de radio de ProTV Brașov. Din fabrică la ProTV. Exact, aici. Din fabrică, de la muncitor la mașină, de contabil. Ce? Muncitorul de la mașină a ajuns mare prezentator. Și atunci părerile au fost împărțite. Cum te simțeai tu atunci? Nu prea citeam pentru că n-aveam timp. Îmi spuneau alții. De exemplu, a fost primisem un cățel, un husky de la colegi, care se numea Bertie. Și o ziaristă, în absența soțului, tatăl Ioanei lucra afară din țară. În absența soțului, Mihaela se consolează cu Bertie. Bună, directora de la Brașov. Ce faci, Miha? Pe acolo. Zic, lasă-mă că nici nu mai știu, nici nu văd, nici nu mănânc. Da, cu Bertie. Zic, da, mă, uite, păi cum? Că asta era titlul așa era mare. Era și așa, exact, și asta era mic, un câine husky primit de la
cine Dumnezeu mai citea și câinele husky cine când eu... Berti, de fapt. Exact, da. Da, a fost o perioadă în care mi-a fost foarte greu. Mi-aduc aminte după aceea când am trecut la acasă și au început știrile de scandal și ce... Și cu câtă voluptate citeau toți niște minciuni. Eu eram, mi-aduc aminte, la Brașov cu Ioana... Și de fapt presa a scris că mă cert cu Elena Cârstea, nu știu de ce, și porcării, dar chestii inventate, ca după aceea să văd cam cum funcționează lucrurile. De asta nu prea mai dau. Și odată cu trecerea timpului, ambalajul ăsta extraordinar se deteriorează. În schimb, te înțelepțești, Alex. Încep să vezi ce e cu adevărat important în viața ta, în sufletul tău, în mintea ta, pentru ființa ta, pentru cei dragi ție, și îți dai seama că nu mai e de demonstrat nimic nimănui și cine vrea să vorbească. Dar vă rog, și mai e ceva. Odată ce pășești pe un drum al cunoașterii profunde a ceea ce înseamnă energia gândului, energia cuvântului, cum se întorc toate ca un bumerang în timp asupra ta, stai și ca un simplu spectator te uiți cu îngăduință și cu, cum să zic eu, cu înțelegere față de cel care va pătimi la un moment dat pentru toate mizeriile pe care le-a, cu bună știință, le face. Asta le-a făcut. Faptul, în moment dat, exact, devine dureros. Exact. Haideți să ne uităm totuși la partea asta de televiziune pe care ai avut-o. Cum te-a modelat pe tine toți anii aceștia? Ce impact a avut? Să știi că a avut impact asupra... În primul rând, asupra vieții de familie a fost așa și așa, pentru că Ioana a crescut singură mult. Am avut o perioadă chiar dificilă în care s-a comparat cu mine. Știi că aveam noi discuția dinainte. Ioana este mai introvertă. Eu, pe lângă faptul că mai eram extrovertă și plină de energie și cu gura până la urechi, mai era și persoană publică. Deci gândește-te că eram Alfa și Omega, cele două fețe extreme ale aceleiași monede, da? Ioana era exact opusul meu. Și nu-mi dădea voie să fac poze cu ea, nu-mi dădea voie să pun poze în ziare și peste tot și în reviste. A venit foarte puțin, în primii ani a venit cu mine, la mine, în emisiuni. După aceea n-a mai vrut să mai apară, a zis că va apărea la televizor atunci când Ioana Tatu, care a realizat nu știu ce, și lumea se întrebe: auzi, da, Ioana Tatu, n-ai listat-o? Când m-a depășit renumele mamei. Pentru că știi că vorbeam că ai un băiat, da? Da. Nu i-a fost ușor să ai și o mamă extrovertă și plină de energie și așa, și repet, să mai fie și persoana publică. Nu i-a fost ușor. Noi am depășit târziu toată această, cu eforturi din partea amândurora. Din punct de vedere profesional a fost fabulos, pentru că, iată, se vorbește și acum despre emisiunea pe care am făcut-o. Se vorbește oamenii, de bine. Oamenii, încă o mare parte dintre ei încă mă cunosc. Lucrez cu cei de la Bookland, cei care renovează școli. Mihaela Petrovan a avut în țară caravana Bookland, în care personalități mergeau din oraș în oraș și țineau speech-uri și îmi spunea: Mihaela, tu îți dai seama că tu ești un om universal, te cunosc și ăia mici și te îndrăgesc, și te cunosc și cei mari și te îndrăgesc. Sunt daruri pe care le primești și pe care poți să... Știi cum îți spuneam eu ție, că noi ne naștem cu niște însușiri. Dacă vrem, le putem transforma în calități, le lăsăm la stadiul de însușiri sau le transformăm în defecte. O parte dintre ele le-am transformat în calități. Altele simt că au rămas la stadiul de însușiri. Aș fi putut să fac mai mult și știu că am aceste abilități să fac mai mult în zona de media, de comunicare, de teatru sau de film. Însă se pare că în această viață, menirea mea este să ridic comunicarea la nivel de artă. Așa mi s-a tot spus. Și atunci, dacă eu sunt pe cale, dacă eu sunt pe cale, înseamnă că ăsta e drumul meu. Media... Televiziunea mi-a creat notorietatea și m-a sprijinit dintr-o anumită perspectivă pentru ceea ce urma să devin.
în egală măsură mi-a fost și ghimpele în coastă. Cine e aia care mă învață? Aia de la uzină. Sau vine aia să mă învețe pe mine, dar ce are mișina de trei ori femeie? Știi? Sau a trebuit... Acum, da. Sau a trebuit să... să dovedesc și să mă ridic, pentru că mulți aveau așteptări de la mine. Vine aia! Și atunci a trebuit să fiu bună din prima. N-a mers că stai puțin că o iau cu binișorul, că la început era e așa... Era standardul foarte înalt. Da, mai care însemna dezamăgire. Exact. Dacă l-a atingea, însemna și-a făcut treaba. Exact. Înțelegi, așteptările erau atât de mari. Ori eu în acest domeniu o luam de la zero. Ce impact a avut școala pro asupra ta? Se știe că, apropo de sârbă și școala deci pro, există ceva. Niște segmente destul de clare. Dacă care vrei să înveți televiziunea adevărată, nu, îmi pare rău, nu m-am exprimat corect. Dacă voiai să înveți televiziune adevărată, treceai prin școala lui Sârbu. Punct. Omul acela, mi-aduc aminte, când am făcut emisiunea Viața bate filmul, a venit în Buftea, pentru că acolo am făcut prima oară emisiunea, apoi aceea în Giulești. Și mi-aduc aminte că el a fost luministul care a pus luminile, el a pus camerele, el a construit toată configurația emisiunii. Ce mult înseamnă ca omul... De asta îți spun, vezi tu, există școli de leadership și de tot felul de chestii acum, curente americanești și așa mai departe, or fi. Dar liderul e ăla care este urmat fără să ceară să fie urmat. Pentru faptul că din punct de vedere profesional știe tot și din punct de vedere... Bine, mă rog, dacă stau și mă gândesc la cealaltă latură a fostului meu șef, poate că nu. Însă să fie urmat și datorită, cum să zic eu, meritelor în viața personală, da? Datorită valorilor etice și morale, trecem peste că n-are rost, că acum vorbim despre mine și nu despre... Așa. Am învățat meserie, să filmezi, cum să stai, cum să privești, cum să articulezi, cum să vorbești, cum să știi să întrerupi un om fără să se simtă. M-a întrebat de facultatea de psihologie, de asta am făcut facultatea de psihologie, să capăt, nu m-a interesat, însă să poți să capeți tehnica interviului, să poți să pui întrebările deschise, să poți să vii... Știi, chemam la emisiune în direct oamenii obișnuiți care, dacă îi luai și îi puneai pe fotoliu și îi puneai camerele pe ei, se blocau. Am pățit asta cu persoane publice. S-au blocat. Și atunci tu trebuia să-i deschizi înainte, în așa fel încât în restul minutelor care îți rămân, el să vină să povestească după așteptările tale, nu după blocajul lui sau ce voia el să spună. Și atunci, poate am acest har... Oamenii au avut încredere în mine și în povestea mea de viață, cred, pentru că eram aidoma lor. N-am rezonat mult sau nemaipomenit cu zona glamuroasă a colegilor mei, vedete și așa mai departe. N-am avut un spate care să mă sprijine, n-am avut un soț în domeniu, n-am avut un iubit amant în zona respectivă, n-am avut unchi. Am venit și eu de la Brașov, n-ai ca nimeni, acolo, a făcut audiență, a fost driver de canal din 7 ani, 6. Deci asta spune ceva. După care n-a mai fost rețeta. N-a fost cineva care să, da? Oamenii aceia care mi-au fost mie invitați, am lăsat loc de bună ziua. Și după aceea am apelat la ei și au venit la tot felul de evenimente. Am ajutat foarte mulți oameni să se lanseze. Și la acasă, acolo era mai dificil cu cei care veneau în emisiune, pentru că trebuiau să treacă lista să fie bifată de către directoarea postului. Însă după aceea, după acasă, a urmat Antenă. Acolo m-a ajutat foarte mult să se lanseze. Mulți care îmi sunt recunoscători și acum...
Da. Ce te-a făcut în final să renunți? Aveai parte de multă satisfacție profesională? Până la un moment dat, după aceea s-a întâmplat ceva, am pățit o chestie cu genunchiul, am trecut printr-o zonă de depresie, n-am fost suficient de comunicativă ca să-mi spun durerea. N-ar fi spus multă lume despre tine că n-ai fi avut capacitatea să te exprimi. Nu despre mine. Și acum... Eu am avut COVID acum câteva, o lună și jumătate, două, n-am știut că am descoperit și m-a prins într-un oraș din țară, în hotel. Și am stat acolo, n-a știut nimeni, am stat în camera de hotel, acolo, eu singură, sub pică, după ce am terminat, după ce am trecut perioada aia de, și de convalescență și de când ești contagios, da, ai mei, da, cabrazii, oprește-l tu, chiar te rog. Așa. Atunci am ieșit slăbită, fără voce, și abia le-am spus prietenilor mei, zic, lăsați-mă în pace o perioadă, pentru că uite ce am pățit așa. De ce n-ai dat un telefon? Nu pot. Eu când am o problemă, mă retrag in my cave, în peșteră, stau și îmi ling rănile și când mă așez, așa, da. După aceea pot să vin să vorbesc despre, dar când sunt în plină, prin toate operațiile prin care am trecut și n-am avut, adică câteodată stau și mă gândesc că doctorii au făcut lucru manual pe corpul meu, de la colecist, fibromul, două operații pe drept, genunchiul drept, o operație pe genunchiul stâng, incontinență urinară, apendic, hernie, deci sunt o tipă lucrată, nu așa oricum. Cum s-ar spune, tunată. Exact. E, nu. Tunată în sensul chirurgical, nu sensul ăsta. Nu, asta e că nu-i tunată, da, estetic. da. Ți-am spus, lucru manual au făcut pe burtica mea. Ce impact a avut televiziunea în familia ta? La un moment dat ai divorțat. Dar nu, aia s-a întâmplat înainte, n-a avut niciun fel de treabă, dar sigur că da. Tatăl Ioanei lucra în străinătate, s-a întors după 2 ani, ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat ca doi frați, cu sentimente și cu căldură și cu afecțiune, dar nu fără, adică, ori de te luam pe tine în brațe, ori de luam pe tatăl Ioanei. Personală, ce consider că ți-a adus televiziunea? Ce simți că ți-a adus? Nu m-a impresionat nicicum și nu m-a influențat nicicum. Am avut un partener de viață după ce am divorțat de tatăl Ioanei, cu care suntem în relații foarte bune, deci așa de important este să dăm dovadă de maturitate și să lăsăm orgoliile. Astea spun, o să mă auzi vorbind și rostind cuvântul orgoliu foarte mult. Nu poți, tu ai trăit cu un bărbat și ai făcut un copil din iubire și tu ai dat voie să întindă coarda sau tu ai făcut greșeli sau voi împreună ați făcut niște lucruri. Nu poți să spui tu femeie că și-a bătut joc de mine sau uite i-am făcut, i-am dres și el uite ce a făcut. Nu, ai permis să facă niște lucruri. Ai uitat cine ești și care e rolul tău și ai permis asta. Pe de altă parte, dacă tot vă separați, păi ați făcut un copil împreună. E rodul iubirii voastre. Cum să-l faci carne de tun? Cum să-l faci câmp de bătălie pe cel mic ca să-ți satisfaci orgolul? Nu-l las să vadă copilul. Uite așa să vadă cum mie că s-a dus cu aia mai tânără. Nu-l las că uite-te că s-a dus și mi-a mâncat cardul și nu știu. Cum poți să faci așa ceva? La noi n-a fost cazul. Am fost doi oameni adulți care am hotărât că dacă mergem mai departe, nu e ok, pentru că și unul și celălalt am fi putut găsi pe cineva care să ne facă fericiți și ne-am fi urât. Și am ajuns la concluzia că salvăm relația de prietenie. Și am salvat-o. Și suntem iacătă, ne sunăm de nu știu câte ori pe an și ne cerem sfatul unul altuia și când ne este greu unul altuia ne sunăm și măi omule, tu ce faci, cum ești, ești bine, sănătate, așa, te ajut, uite Mihai să vin, ești ok, totul e în regulă, așa mi se pare normal. Odată ce am rupt relația, ruptă rămâne. Măi, ești om. Avem capul doar pe umeri, doar să nu ne plongă. Povestește-ne ce, care consider, dacă ar fi să alegi o singură situație pe care ai avut-o în perioada aceea de, să-i spunem, de televiziune, prin care oamenii te-au cunoscut, care a fost un moment foarte dificil.
Pentru moment, mine? Da, poate ai fost nevoie vreodată să faci vreun compromis? A fost nevoie... Compromisuri nu am făcut. Am făcut concesii. În timp ce eram la acasă, am primit propuneri din toate, de la alte posturi de televiziune și dintr-un sentiment de loialitate evidentă și clară și respect și iubire față de unde eram, n-am plecat. Pentru că mă gândeam, zic, oamenii aceia mi-au dat mie o șansă și să demonstrez, ori eu nu pot să-i las. Și am primit vreo 4-5 propuneri să plec. N-am vrut să... Nu știu dacă a fost bine. Nu știu dacă a fost bine. Poate că habar nu am. Așa s-a întâmplat. Apropo, dacă a fost bine sau nu. Ce mi-a fost greu? După operația asta mi-a fost greu. Deci ăla a fost în 2006, 6 martie, n-am să uit, 2006, m-am operat genunchiul, s-a întâmplat, am făcut parte din prima echipă de la Dansez pentru Tine și la antrenamente mi-am bușit genunchiul. Și și atunci au fost discuții, mi-aduc aminte că m-a chemat Dobrovolski și mi-a zis: am auzit că te-a împins una dintre șefe pe scări și că de aia ți-ai bușit genunchiul. Și am stat și m-am gândit, zic, Doamne, de unde? Cu câtă imaginație poți să aibă oameni? De ce renunța la televiziune în final? Am avut niște probleme, după Acasă a urmat Antena și am avut niște probleme de sănătate cumplite. Am așteptat după o operație pe care am avut-o în 21 mai în 2011, am așteptat rezultatul biopsiei să văd ce și cum. A fost bine. Și atunci mi-am dat seama că ziua de mâine e un viitor foarte îndepărtat. Super loterie. Da, da, și mi-am luat o pauză. Munceam de la 18 ani. 18 ani. N-am avut pauze. Când am avut-o pe Ioana, cu 2 săptămâni înainte de a naște, mi-am luat o pauză, pentru că nu mai puteam să mai merg, eram uriașă. Și după aceea am făcut tot ce mi-a stat în putință, să stau cu ea încă 4 luni pe lângă cele 3. Deci 7 luni am stat cu ea. În rest am lucrat, am muncit în continuu, în continuu. Au fost ani în care n-am avut concediu. Mi-am susținut, la un moment dat, o susțineam pe mama. Tatăl meu plecase, murise și mama era la Brașov, bolnavă, Alzheimer, Ioana era studentă, eu lucram, sora mea, Dumnezeu să o odihnească, era la Târgu Jiu și avea o pensie mică, iar eu susțineam 4 femei. Pentru că aminte că mama m-a mai certat, că nu vii să mă vezi, că nu știu ce, și pentru că aminte că îi spuneam: mama, te rog, mai bine roagă-te pentru mine să fiu sănătoasă și să pot să muncesc. Că toate depindem de mine. Și tu, și Ioana, și toate. Dacă ar fi să te uiți în urmă la tine, în acele momente când ai lucrat, dar ar atunci fi să-ți dai vreun sfat acum, cu mintea de acum? Să fac exact ce am făcut, pentru că nu se putea altfel. Eram singura în forță. Poate că de asta m-a lăsat Dumnezeu cu mai multă energie. Știi? Iată. Să nu mă iau foarte în serios. Pentru că ăla a fost momentul în care m-am transformat în femeie, bărbat bine. Deci mă încrâncenasem, eram, cum să zic eu, parcă începusem să mă adun de spate. Problemele erau foarte mari, foarte apăsătoare. Apropo de somatizare, exact, exact. A fost greu. Pe atunci am avut colecistul, l-am scos imediat după aceea, fibromul l-am scos imediat după aceea, toate au somatizat, știi, câte puțin. Nu m-aș mai fi luat atât de în serios. Le-aș fi făcut, dar vezi, asta, această stare pe care o am acum, chiar dacă aș trece prin situații de felul acela, o am acum după ce am dobândit niște informații într-o anumită zonă de dezvoltare mentală, emoțională. Atunci nu știu dacă aș fi putut să fac asta, pentru că mă simțeam copleșită, pur și simplu copleșită. Ai ieșit din televiziune și ți-ai luat o pauză. Da. Ce s-a întâmplat cu tine după? Oh, cred că a fost... Mai vreau. întâi m-am vindecat după operație. Dar m-am vindecat cum? La vreo 2 luni de zi m-am lăsat de fumat. În mai m-am operat și în septembrie n-am mai pus țigară în gură, gata.
S-au recomandat medicii, ți-au spus Nu, de mult voiam. Nu. De mult voiam să renunț. Okay. Am mai 8 luni, iar m-am apucat, iar... Însă atunci, mi-aduc aminte că fusesem cu două prietene de ale mele la concert la Iani. Și la Arenele Romane. Și ne-am luat câte două beri fiecare și am venit la mine acasă. Și am stat și am povestit după concert. Și am stat și am povestit, și am fumat, și am râs. Fetele și-au lăsat mașinile la mine. Și când le-am condus, am zis, eu nu mai fumez. Asta s-a întâmplat în 14 spre 15. Pe 15 dimineața am plecat la centru de detoxifiere la Bodrum cu Ioana, cu fica mea. Am venit acasă, luasem hotărârea să iau pauză. După Bodrum a urmat, nu știu, nu mi-aduc aminte unde am plecat, în Sardinia. Am stat vreo 2 sau 3 săptămâni în Sardinia. Am venit de acolo, iar am plecat nu știu unde. Cert este că a fost o perioadă în care am venit, am plecat, am venit, am plecat, pentru că de asta îmi luasem pauza respectivă, să călătoresc. Și înainte fusesem cu una dintre prietenele mele, cu mașina și cu câinele meu, fusesem 2 luni jumate plecate de acasă. Am făcut județul Mehedin și județul Caraș-Severin. Și un pic din Hunedoara. Deci am călătorit, am făcut Dunărea de la intrare la ieșire. Ce ai dat timp să faci ce nu făcuse. Da. Ce era acolo. În martie anul următor am fost în Mexic 2 săptămâni, am venit din Mexic, am stat acasă 2 săptămâni, una a fost Săptămâna Mare și Săptămâna Paștelui, și am pornit pe Camino. Camino de Santiago de Compostela, acel pelerinaj care se ține de peste 1600 de ani. Creștinismul are 3 pelerinaje puternice. Are pelerinajul de la Vatican, Sfântul Petru, are pelerinajul de la Ierusalim, Iisus, și drumul Sfântului Iacob, care străbate nordul Spaniei de la est la vest, poți să-l faci pe jos cu bicicleta sau călare. Eu am fost cu pe jos 826 de kilometri timp de 6 săptămâni pe jos. Ăla a fost momentul. Știu că acolo practic dormiți la oameni pe drum. Nu. Există alberghe, sunt niște spații amenajate pe lângă bisericile, bazilicile și mănăstirile, care pentru că este un drum cu indicator, fie că este săgeata galbenă sau scoica de shell, ăsta este indicatorul, dacă se ține de 1000 și ceva de ani, însă s-ar putea să nu găsești loc de dormit și să dormi sub cerul liber. Sau s-ar putea să găsești loc de dormit într-o sală de sport unde mai dorm 100 de persoane și 108 persoane într-o sală, pe paturi din aia de campanie mici. Sau ce am trăit și am plecat. Limba spaniolă nu știam, n-aveam simțul orientării. Una dintre fobiile mele, de fapt cred că cea mai mare fobia mea, cea de gară, adică că pierd trenul, că pierd avion, că mă rătăcesc, nu m-am rătăcit niciodată acolo. Și am plecat singură. Fica mea când m-a condus la aeroport mi-a zis, mama, să nu-ți fie rușine să renunți, poți să renunți dacă vrei, da? Te duc acasă? Și am plecat. Pentru asta îi mulțumesc lui Paulo Coelho, lui Florian Pitiș și maestrului meu de yoga de atunci, Adrian Moldovan, care mi-a dat teatrul radiofonii, povestirea, audiobook-ul, cum se spune acum, da, audiobook-ul zilelor noastre, da. Și te-ai întors atunci, din acest pelerinaj și ce m-am întors din acel... ce decizii ai luat? Să știi că foarte greu m-am întors de acolo, m-am întors fizic, doar fizic, însă aveam un dor de ducă și îmi venea să continuu. Ce mi-a adus? Am pus pe hârtie, știi cum se zice, îți faci cunoștință cu demonii tăi. Minciună, ipocrizie, dorința de control, dorința de a verifica, curiozitate, posesivitate, procrastinare, timiditate, multe. Minciună, auto-minciună, nu știu cum, știi, adică iluzie, să te auto-iluzionezi. Mi-au adus, pentru că mergi pe drum sute de kilometri,
Hai că prima dată te gândești la datorii, după aceea te gândești cum o să faci bani, după aceea te gândești la copil, cum o să-l crești, ce o să fie. Te gândești la trecutul tău. Și ai făcut 200 de kilometri. Da, exact. După aceea, după aceea te gândești la trecutul tău, la ce ai făcut, la oamenii din viața ta, la copilăria ta. Și te tot duci, dar ajungi și la prezent. Pentru că asta face Camino. Dacă persiști mult în niște gânduri autodistructive, lucrează pe câmpul fizic. Bășici, bătături, tot felul de lucruri de felul acesta. Și te scoate cumva, îți impune cumva să ieși din trecutul tău cu seriozitate și cu asumare și să te vezi așa cum ești, detașată de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Adică, tu mi-ai făcut mie rău, ok, mi-ai făcut rău, dar eu ce-am făcut? Ți-am dat voie. Sau ce-am făcut? Te-am zgândărit, te-am provocat. Sau ce-am făcut? Am răspuns. Atunci te scoți pe tine din context și începi să lucrezi la tine. Și din acel moment, și iată că au trecut... Anul acesta, în aprilie, în 29 aprilie am început, am început Camino în 29 aprilie și pe 10 iunie eram pe malul oceanului la kilometru zero. S-au împlinit din 2012 10 ani de când am făcut Camino și de 10 ani lucrez constant la mine, descoperindu-mi și altele. Dându-mi seama că mă amăgesc că am rezolvat-o, dar de fapt n-am rezolvat-o, am băgat-o sub covor. Gândind că am trecut peste, nu, n-am trecut peste, trebuie să treci prin, nu peste, prin tot, prin ceea ce, de ce ți-e frică, acolo să te duci, acolo unde ți-e frică, acolo să te arunci. Un pic de curaj, inconștiență, curiozitate... Sinceritate, ai nevoie de astea, pentru că știi că ți-am mai spus eu ție, venim singuri și plecăm singuri. Nu ducem cu noi nici lemne, nici fiare, nici ziduri, nici proprietăți, nimic, nici măcar oamenii dragi. Ne ducem pe noi niște suflete evoluate dacă vrem. Suntem ceea ce alegem noi să fim. De-aia mi-a plăcut foarte mult aici la tine. Mă bucur. Ce te-a făcut să nu te mai întorci în televiziune? Am vrut să mă întorc în televiziune, pentru că m-am întors după cei 2 ani, că dintr-un an s-au făcut 2, mi-a plăcut, am fost în Barcelona, am fost cu Ioana, peste tot, a fost extraordinar. Și m-am întors, doar că după 2 ani de pauză erau lucrurile diferite. Eu... aveam entuziasmul și efervescența și bucuria întoarcerii după anii aia de pauză, venisem cu idei noi, cu contacte noi, am cunoscut-o pe Patsy Sorensen, cea care se ocupa de traficul de femei pe Europa, în Olanda, ne-am luat cărți de vizită, deci am venit cu un background, cu niște povești fabuloase în toate colțurile lumii pe unde am fost, pentru că am fost în Belgia, am stat 2 săptămâni, Olanda 1 săptămână, deci în acei 2 ani am fost foarte puternic ancorată în tot ceea ce înseamnă Europa și tot ce înseamnă femeie, feminitate, feminism european, cu gândul că îl aduc acasă, da? Și că începem să lucrăm ceva. Și când am venit, tot ce prevăzuse sârbu se adeverise, toate televiziunile s-au otevizat. Mamă, am văzut niște emisiuni pe la niște posturi de televiziune cu niște subiecte, am văzut interprete de muzică populară în băgate în coșciug, am văzut certuri și discuții în platou și haine rupte și... Unde am ajuns? What? Asta e? Și am venit cu altfel de formate, eu, știi, ca o zână bună. Oh, uite ce am făcut! Dar n-au fost bune formatele alea.
Da. Ești întors către televiziune, dar de fapt Mihaela de atunci cu 2 ani de pauză și cu experiențele acumulate nu mai era congruentă cu ceea ce considerau ei a fiind pentru publicul. Nici eu nu mai eram ce am fost, căpătasem încredere în mine, simțeam că am cuvânt de spus, trăisem foarte multe lucruri. Odată ce ajungi la o limită, ajungi la o prăpastie, la când nu știi ce se mai întâmplă, te transform pe dinăuntru. Nu mai ai nimic de pierdut. Te detașezi, te retragi și te uiți la tine, cea de odinioară, te uiți la tine, cea în... E ca și cum eu asta aici și mă văd pe mine care stă de vorbă cu tine și povestește. Nu mai ai nimic, nici de pierdut, nici de câștigat, nici... Vrei doar să faci lucruri extraordinare. Eu continuu să-mi doresc treaba asta și simt entuziasmul ăla în mine, nu m-a părăsit niciodată, niciodată. Doar că am auzit tot felul de lucruri, că după o anumită vârstă n-ai ce să mai cauți. Și mi-am adus aminte de Cristina, o tipă din televiziunea spaniolă sau mexicană, nu știu de unde era, care făcea televiziune pe la 60 ceva de ani și era fabuloasă. Și am auzit acum de curând niște chestii că... După o anumită vârstă n-ai ce să cauți în televiziune, că nu ești bun, că vezi de treaba ta, că lasă-i pe aia mai tineri, nu la adresa mea. Apoi trebuie să ai putința să te reinventezi. Cum a fost ai pentru nevoie. Tine reinventarea? Măi, și termenul ăsta reinventare pe mine mă cam deranjează. Pentru că nu te reinventezi, ci cauți soluții pentru a trăi în timpul care urmează. Okay. Lumea zice că m-am reinventat. Nu m-am reinventat, trebuia să găsesc un job. Asta e adaptare. Știi cum se zice? Flexibilitate, maleabilitate și adaptare la mediu. Okay. Da? Știi cum se spune că dacă va veni un război n-or să reziște nici ăia deștepți, nici ăia puternici, ci ăia care se adaptează la mediu. Cum mai spunea... vorbim de război, că nu e un subiect departe. Nu, hai să... E așa, se zice, așa e. Să facem abstracție de ce... Da? Avem altceva de făcut. Ăsta o să dureze. Chestia aia din nordul țării noastre o să dispară la un moment dat, totuși. Ce Dumnezeu, că nu suntem tâmpiți să ne menținem acolo în zona aia de stres. Mi-aduc aminte de Teo de la stand-up comedy care zicea: așa suntem noi, mai avem genul ăsta de gândac de bucătărie, ne descurcăm. Mi-a plăcut. Știu, da, vai, da, deci știu. Nu mai pot, îl știu pe din afară, că l-am văzut de vreo 60 de ori tot momentul ăla. Pe din afară îl știu, îl iubesc, îmi place la... foarte mult îmi place, inteligent. Așa. Și gândeac de bucătărie a fost o altă fobie de-a mea prin care am trecut și am rezolvat-o. Da, da. Așa, și trebuie să știi să te adaptezi și să găsești ce ți se în funcție de skillurile tale, în funcție de datul tău și de harul tău, unde ai și experiență, culmea, și expertiză, să găsești nișa în care să fii de folos. Cui sunt eu de folos? Cine are nevoie de ceea ce am eu bun și pot să ofer? Și am avut norocul ăsta. Însă pentru asta trebuie să înveți. Am învățat. O, Doamne, m-am săturat ce de citit. Ce vârstă aveai când ai început să 50. Reînveți? La 50 de ani. Da. Da, 50. Mi-am luat cărțile de logopedie și apucă-te și citește, nu înțelegeam o iotă. Și am luat toate cursurile de comunicare și am citit cărțile tuturor celor care scriseseră până atunci. Și vedeam pe cei din jurul nostru cu rețetele alea obligatorii. Ca să fii trainer trebuie să fii într-un anume fel. Pur și simplu îți anihila toate cărțile alea, îți anihilau autenticitatea ta. Era un fel de televizor. Deci m-am izbit de treaba asta și de fiecare dată când primesc cursanți le spun: să știți că eu sunt un trainer atipic, nu sunt ca X, Y, Z, eu sunt altceva, dar când termin cursul cu mine înveți, da? Nu, acele rețete obligatorii, noi suntem foarte diferiți, cursanții fiecare sunt diferiți, nu se potrivesc, de asta am făcut psihologia. De asta am citit cu disperare. Pentru ca să știi cum să ajungi la om, la fiecare dintre ei. Pentru că suntem diferiți.
Și culmea este că după felul în care un om vorbește, poți să-ți dai seama de background-ul lui. Mie îmi place să spun câte schelete are în dulap și câte gogoși băgate pe sub covor. Pentru că nu poți să apari de relaxat în fața unui public. Ăla e momentul tău de vulnerabilitate. Dacă tu ai niște lucruri în spate care îți vin așa în față, atunci rezolvi acele lucruri. Capeți oarecare, deci te îndrepți de spate, te așezi, deschizi gurița la A, sunetul asumării și pornești în discurs. Și nu vorbești pentru tine, că ai tu ceva de spus și de ții adevărul, tu nu mai contezi, tu ești doar un canal de informație, tu ești doar cel care este atent la reacțiile publicului ca să știi cum să-i ții. Tu nu contezi, tu nu le vorbești doar ca să spui. Tu le vorbești ca să transmiți informația, să rămână informația și să genereze acțiune. Și asta am învățat-o din radio. Și poate că ce am eu diferit față de ceilalți traineri în comunicare, care predau doar ceea ce e scris în cărți, este această experiență de viață pe care am avut-o în radio, în televiziune, pe scenă, în fața oamenilor din piețe. Mi-aduc aminte când am ținut un revelion cu Mircea, Marius Vintilă, George am fost, dar nu mai știam care dintre ei. Ei sunt amândoi brașoveni, da? Unu așa. Și am ținut revelionul în Piața Sfatului în Brașov. A trebuit să ții acolo mii de oameni. Și tu ca femeie e destul de greu, pentru că femeile în general când vorbesc tare se duce vocea pe medii și parcă sunt la piață. Deci să rămâi acolo și să poți să le transmiți, să rămâi jos, să aibă încredere în tine, să ai credibilitate prin felul în care rostești, prin felul în care articulezi. Asta e ceva. Știi? E ceva. Astăzi ești considerat unul dintre cei mai buni traineri. Și mai e ceva. Acei ani, scuză-mă că te rog frumos să repeți ce ai spus, că mi-a plăcut. Practic yoga de niște ani. De câți ani? 16, din 2006 cât sunt? 16 ani. Da. Din septembrie am avut acum 16 ani. Cuvânt, energie, vocale, sunet, energie feminină, unde îți vibrează, pe ce ceacră, unde tot. Cursul meu de comunicare este un tot legat de ce faci cu acea minune care este cuvântul, ca să ajungă în forma ei reală și adevărată și potrivită la creierul celui din fața ta. Cam așa. Am să repet ce spusesem, că spuneam tare bine. Spune că n-am auzit bine. Ești unul dintre cei mai buni traineri în arta comunicării și ești invitată de către multe companii mai nou, de ani de zile, să încep să îi ajuți pe oameni să se exprime mai mult. În plus de asta, cu toții știm, ești ambasadoarea programului Restartic Senior și, bineînțeles, spui povești. Unde te vezi în viitor? Dacă ar fi să spui, uite, acum, peste 10 ani... Pe o plajă, stând și pictând, învățând să cânt la pian cu picioarele în apă, să bată soarele, nu vreau cocktailuri, vreau un suc de fructe natural, cu cățelul aici, din când în când să vină fiica mea să zică ce faci, mămucă, sau ce faci, în funcție de situație, ce faci, mămucă, ce faci, coțofană, sau ce faci, pisi, așa, sau păpușe. Bineînțeles că am să predau până în ultima clipă. Asta e, știi că suntem lăsați cu o lecție de viață și cu o moștenire de lăsat. Tu trebuie doar să găsești, și ai și liberul arbitru la îndemână, să găsești calea, să fii acolo. Eu cred că sunt pe cale și am o moștenire de lăsat. Și am atât de... Uite-te și tu puțin. Știi cum sunt copiii, știi cum sunt tinerii. Îi iubesc cu disperare. Pentru că, vezi tu, se adâncește prăpastia asta între generații. Noi, generația mea și a părinților lor, nu mai au răbdare să-i asculte, iar ei n-au răbdare să vorbească. Mănâncă jumătăți de cuvinte și de silabe și de sunete și sunt vraiște. Și ei sunt ofticați că cei mari nu-i ascultă. Ăștia mari n-au răbdare să-i asculte vorbind, ăștia să vorbească. Ce-ar fi dacă am fi conștienți și uniți și alții de faptul că conversația este dialogul dintre două arte, arta de a te face înțeles și arta de a înțelege.
fiecare cu meritele lui, pentru că facem schimb de roluri când ascultăm și înțelegem, când ne facem ascultați și înțeleși în egală măsură, punând pe primul loc dorința mea de a ajunge informația aia la tine. Tu ești pe primul loc, nu eu. Și nu vorbesc doar ca să spun, ți-am mai zis, vorbesc ca să transmit. Și să generez acțiune. Asta e cel mai important lucru. Asta am reținut din partea ta. Asta este cel mai important lucru. De exemplu, acum, da, să te duci la o companie, acolo sunt tot felul de rețete. Rețete, cum vorbești, și toate cărțile vorbesc despre asta. Cum vorbești cu șeful, cum vorbești cu subalternul, cum vorbești cu colegul tău și așa mai departe. Dar cum vorbești? Punct. Nimeni nu-ți spune, mă, dar cum vorbești? Folosești cuvântul potrivit în situația potrivită? Îți pasă ție de toate sunetele din cuvântul ăla? Vai de capul lui cum îl schimonosești și cum îl micești și îl storci de toată vlaga lui. Exact, da. Neterminând și așa mai departe. Ne-ai povestit foarte multe lucruri și îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea. Da, să știi că m-am trezit vorbind așa fără mine. Mă uitam la ceas și m-am bucurat foarte mult. Cât e ceasul? Am depășit o oră, asta pot să spun cu siguranță. Și faptul că a trecut atât de repede, e clar că a fost un subiect extrem de plăcut nou. Uite care e treaba. Tu ești gazdă și eu sunt musafirul tău. Măi, Alex, eu îți mulțumesc mai încă o dată pentru ideea pe care ai avut-o. La anul împlinesc 10 ani de când sunt în Oradea și cu ajutorul bunului Dumnezeu împlinesc 60 de ani. În ultimul an și jumătate eu m-am apucat de dat jos kilograme. Bine, de kilograme le-am dat jos mult, dar mișcare și așa mai departe, datorită programului pe care l-ai conceput și l-am făcut împreună. Și ca mine sunt foarte multe doamne de vârstă cu mine și mai înaintate în vârstă și mai tinere, care în sfârșit pot să umble pe tocuri. Am fost duminică la o nuntă. Am fost pe tocuri și am dansat pe tocuri. Alex, eu care nu mai port... Cum s-ar spune, să se vadă, să se cunoască. Să se vadă că am tocuri. Tu înțelegi și pentru asta îți sunt recunoscător. Mă bucur foarte mult și îți mulțumesc că noi am povestit asta. Este că n-am terminat. N-am terminat. Despre gimnastică. Dar nu vor, dar trebuie să spun, pentru că dacă sunt ceea ce sunt, să știi că ți se datorează. Adică hai să vorbim despre... Vrei povestea mea? Iată, da? Genunchii mei sunt vraște. Și vreau să-ți mai spun ceva. Ce îmi place foarte mult este... Noi nu ne apucăm acum să ne lăudăm, să ne mângâiem pe frunte, ci pur și simplu respect pentru faptul că a ajuns să meargă în companii și să facă evenimente pentru companii, pentru că suferim de sedentarism până aici. În perioada pandemiei începuse să-mi cadă părul la greu și am povestit Ioanei, uite-mă Ioana, ești încărcată cu energie statică, ieși de acolo. Era, laptopul era aici, televizor, laptop, turtă dulce, un soi de cola, mașină de spălat, toate erau în jurul meu, energie statică. Același lucru se întâmplă cu cei care lucrează în marile companii, laptop, în stânga, în dreapta, peste drumul, laptopuri, aparate de aer condiționat, telefoanele sunt în jurul nostru. În natură nu mergem, măcar acele exerciții minime, acea mișcare minimă pe care o propui, măcar aia să o facă, pentru că sunt tineri și îmbătrânesc înainte, morți la 30 și îngropați la 80, înțelegi? Așa este. Asta îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc foarte mult, nu numai pentru timpul acordat astăzi, și pentru faptul că ne-ai dat voie să aflăm mai multe despre tine. Nu mă așteptam. Ceea ce mă bucură. Eu am venit să înregistrez altceva. Și nu mă așteptam. Așa. Nu mă așteptam, pentru că am observat un lucru. Și astăzi vorbeam cu fata la care am fost înaintea ta. Există o anumită perioadă în media când emisiunea de 3 ori femeie a fost, cum să zic, pe buzele tuturor, lucruri care se întâmplă și acum. Și totuși este scoasă din context, din motive care nu mă privesc pe mine. Am mult prea multe de făcut. Însă sunt doar câteva dintre ființele care au făcut televiziune în acea perioadă. Uitând de postul acasă, uitând de acea emisiune care a fost fabuloasă, nu mai contează că a uitat de mine, pentru că eu îmi văd de drumul meu în țară, nu acolo,
ci în țară, printre oameni adevărați, ruptă din viață și care mi-aduce, exact, care mi-aduce niște satisfacții fabuloase. Dar cum să uiți de emisiunea aia care a schimbat destine, inclusiv destinele celor care vorbesc sau nu despre acea emisiune? Categoric. Asta spune ceva. Apropo de asta, sunt foarte curios să ne lăsați un mesaj și să ne spuneți, în primul rând, dacă ați urmărit această emisiune despre care Mihaela vorbește și ce v-a adus. Sunt personal foarte curios să văd comentariile voastre și, bineînțeles, vă invit să ne lăsați un mesaj și să ne spuneți cum ați găsit această poveste spusă din partea unei doamne de poveste. Mihaela, vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Și îți mulțumesc că n-ai intrat în anumite capitole întrebându-mă, dar de ce ești singură? Și asta nu face subiectul unei alte întâlniri, pentru că acum voi veni pregătită. Așa mulțumesc, rămâne. Alex. Și eu îți mulțumesc încă o dată. Toate cele bune tuturor și nu uitați, vă așteptăm cu comentarii. Timp. Flexibilitate. Direcție, iubire, înțelepciune, rațiune, liniște sufletească. Restartix, podcast cu Alexandru Ilie.